Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii Argeșul este aici. Vorbim astăzi despre același subiect extrem de interesant, care este pe buzele tuturor, alegerile parlamentare care ne bat la ușă. Se schimbă sau nu se schimbă culoarea în Argeș? Argeșul este roșu, chiar dacă se dorește pe alocuri a fi liberal și galben. Discutăm despre șansele de a răsturna cifrele și de a obține rezultate în favoarea liberalilor cu domnul Eduard Florea, candidat la... Bun găsit! Bună, bine v-am găsit! Candidat la Camera Deputaților din partea Partidului Național Liberal. Aveți o misiune destul de grea. Poate fi considerată și o misiune grea. Eu personal nu consider că este o misiune grea, atât timp când ne-am asumat misiunea respectivă. Ne dorim să schimbăm culoarea, așa cum ați spus și dumneavoastră. Șansele, premizele sunt, există, depinde doar de noi să le fructificăm și să ajungem la un scor care să ne reprezinte cu adevărat. Mi-a spus că v-ați apucat relativ recent. Dumneavoastră sunteți antreprenor în primul rând. Da. Și ați simțit nevoia să intrați în politică. De ce? Povestea e un pic mai colorată. Undeva în jur 6-7 ani în urmă mă învârteam într-un mediu în care erau foarte mulți oameni din zona politică și fără să țin cont neapărat de culoarea politică pe care o avea fiecare dintre dumnealor, judecam, criticam. Ăla a fost momentul la care cu toții la unison mi-au propus, ok, dacă vrei cu adevărat să înțelegi politica și să faci cumva politică, intră în interior și atunci ai să înțelegi că lucrurile sunt cumva mai nuanțate decât cum le vedeți voi din exterior. Ăla a fost momentul la care am acceptat să devin membru al Partidului ALDE la momentul respectiv, după care în 2020 am făcut trecerea către Partidul Ecologist Român, al cărui președinte am fost în perioada campaniei electorale din 2020. Rezultatele pe care le-am obținut, eu zic, au fost mai mult decât îmbucurătoare. Am avut un scor fantastic de bun pentru un partid care atunci se născuse practic în Argeș. După care am luat decizia de a mă retrage cumva în linia 2, am fost și un pic dezamăgit de rezultatul meu personal în 2020, după care, prin acțiunile pe care le-am făcut de-a lungul timpului ca și antreprenor, prin toate mișcările, toate discuțiile pe care le-am purtat în diferite medii, am fost contactat de către Partidul Național Liberal și am fost întrebat dacă îmi doresc să revin în prima, a doua linie a luptei politice. Am acceptat provocarea, drept pentru care astăzi suntem aici în studio cu dumneavoastră și discutăm despre șansele Partidului Național Liberal de a accede în Parlamentul României și de a schimba culoarea în județul Argeș. Credeți că este posibil, adică trecutul acesta glorios de culoare roșie a fost perpetuat de primari, de șefi de consilii județene, au avut o influență mare la vremea dumnealor. Există această afinitate a bazinului electoral de a alege această culoare și totuși alegerile din ianuarie anul acesta, alegerile locale, au arătat niște diferențe interesante. O diferență chiar mică, de exemplu, la primăria Pitești, ceea ce este un semnal cumva de alarmă că preferințele se schimbă, ori generațiile se schimbă și își manifestă acest drept la vot. Dumneavoastră cum priviți? Achiesez la a doua variantă, cumva generațiile au fost schimbate, contează foarte mult și omul care este în fața acestor idei liberale. Domnul Mihai Coteț a dovedit că are capacitatea de a coagula populația, voturile către partidul nostru, este un exponent clar al partidului nostru. E un factor, efectiv, așa cum am mai spus și mai devreme, e un factor coagulant, dar, repet, la nivelul județean, discutând de mediul urban este un mediu un pic mai complex, mai complicat din acest punct de vedere. Este mai pretențios decât mai pretențios rural? Categoric, mai pretențios decât ruralul și... Cumva mediul rural a depășit acea zonă, acea linie roșie de, haideți să spunem pe românește, de sărăcie. Din punctul meu de vedere, opinia mea strict personală. Adică nu mai sunt ușor impresionabil de exact, promisiuni. Nu mai pot fi cumpărați cu acele găleți de pe vremuri și acele promisiuni deșarte. Ne uităm în zona asta de campanie, pre-campanie și campanie electorală, toți politicienii de orice culoare fac promisiuni, dar aceste promisiuni se repetă, sunt fix aceleași la fiecare 4 ani. Mihai și echipa PNL Argeș a schimbat cum
cumva optica. Am venit cu lucruri palpabile, lucruri care se pot face nu mâine, dar în viitorul apropiat. Și se pare ca și convins. Se pare ca și convins și nu numai mine. Hai, discutăm de echipa PNL la nivelul întregului județ. Asta este extrem, extrem de important. Pe de altă parte, ok, ai avut captivă o bucată bună de electorat, dar oamenii ăștia au început să aibă deziluzii. Au venit acele schimbări legislative în ceea ce privește sistemul de pensii, lucruri care au bulversat oamenii, care erau predominant în bazinul electoral al celuilalt partid. Lucrurile se schimbă, depinde, repet, doar de noi cum știm să jucăm această carte, să convingem electoratul că noi suntem cei corecți, că noi suntem cei care vom aduce schimbarea și că putem merge mai departe în evoluție. PNL merge foarte mult pe linia, susține foarte mult antreprenorii. Ce lipsește în județul nostru? Și din punct, din experiența dumneavoastră personală și din ce ați aflat de la colegii de breazlă, de suferință, cum s-ar spune, pentru că taxe, taxe peste taxe, facilități pentru antreprenori sunt puține spre deloc. Există doar această presiune financiară de la an la an tot mai mare. Presiunile sunt lipsa tot... de predicție, resursa umană. Este și resursa umană o problemă, dar nu este cea mai importantă problemă. Din punct de vedere antreprenorial, cea mai mare problemă pe care o regăsim în județul Argeș și în tot teritoriul național până la urmă este lipsa de predictibilitate a mediului legislativ. Astăzi avem o lege, mâine va fi schimbată. Apare o nouă ordonanță, taxele cresc, nu am auzit în ultima perioadă de o singură taxă care cumva să fi scăzut. Toate deficitul bugetar al României și al județului se răsfrânge asupra noastră. Toate măsurile pe care guvernul la nivel național sau administrația locală la nivel județean le iau în detrimentul antreprenorilor. Nu văd o diminuare a personalului din administrația publică, nu văd o diminuare a costurilor în administrația publică. Credeți că o să vedem vreo diminuare? Pentru că au încercat și anul trecut, și anul acesta, și anul trecut, în plină campanie să spună că o să mai taie din posturi, că nu blocăm, că reducem și că încolo au mai apărut ca ciupercile, trei prin spate, s-a găsit o soluție. Întotdeauna se găsește o soluție în zona aceasta. Bine, n-avem nimic cu oamenii de acasă, cu sistemul bugetar. Absolut nu. Sunt oameni de foarte mare calitate. Numai că numărul lor este foarte mare, costurile sunt foarte mari și ne ducem iarăși în zona de antreprenoriat. S-a ajuns la un nivel absurd din punctul meu de vedere, în care un funcționar public câștigă poate de două ori mai mult decât un antreprenor poate plăti același om pe o funcție în privat, ceea ce iarăși este o anomalie. Pentru că acei angajați din sistemul de stat sunt plătiți din contribuțiile pe care noi le dăm statului român lună de lună. Nu este normal. Asta este o mare anomalie. Iar reducerea pe care toți o clamăm nu va veni decât din digitalizare. Atunci când se va accepta cu adevărat digitalizarea, atunci costurile vor fi diminuate în mod categoric. Practic, cum se va întâmpla? Nu se mai pierd bani? Vor fi toți la vedere? Pot fi contabilizați? Pot fi făcute o altă împărțire financiară, bugetară? Acela este vârful icebergului. Problema pleacă de la bază. Nu se va mai pierde, din punctul nostru de vedere, foarte mult timp cu predarea tuturor documentelor către oficialități, către administrații. Suntem chemați de fiecare dată la administrația fiscală cu 700 de documente pentru a controla, de fapt, un singur document. Controlele s-a inițiat deja procesul acesta. Se fac by remote. Se verifică cu sistemul e-factură destul de lejer în ultima perioadă tot ce se emite. Cumva se scurtează caznele astea pe care noi le întâmpinăm zi de zi. Asta păi e... și ce facem cu cei care plimbă o hârtie toată ziua? Îi vom trimite în alte locuri, vor veni în privat. Noi avem nevoie de personal. Dar ați văzut că mulți se feresc de privat pentru că la privat nu se stă. Nu, la privat se muncește. Adică n-ai cum, la privat se contorizează. Dacă a trecut o zi și a trecut degeaba fără să facem ce am avut de făcut, se vede. La privat se muncește, la privat sunt targete. Haideți să punem targete la oamenii care sunt acum în zona de administrație, dar nu targete de genul trebuie să dai 10 amenzi, trebuie să prelucrezi 5 dosare. Nu știu, dau un exemplu. Și atunci să vedeți că vor fugi toți din administrație. Dar când ei știu că la ora 8.30 își primesc prima cafea la birou, la ora 14.30 își închid computerul și merg acasă, sunt oameni liniștiți. Noi, antreprenorii, poate ajungem la miezul nopții acasă.
Pentru că noi avem guri de hrănit, noi avem obligații față de angajați. Știți ce mi se pare foarte complicat? Toată lumea trebuie să trăiască, și sistemul bugetar, și sistemul privat. Mi-aș dori doar, și sper că nu este utopic, să înțeleagă angajații din sistemul bugetar că presiunea... Nu putem să mai închidem ochii, să spunem, nu ne pasă de ce se întâmplă în sistemul privat, pentru că sistemul privat este cel care aduce greul la bugetul de stat, aceeași bănuți de unde se plătește și la dumneavoastră, și cumva ar trebui să pricepeți treaba asta. Noi ne bucurăm că se mărește salariul minim pe economie cu 10 de lei sau 100 de lei sau 200 de lei și când colo povara financiară este pe antreprenor. Este pe antreprenor, pentru că vedeți, noi... Care închide, și dacă se tot închid, bani de unde la buget să plătim salarii? Adică este un cerc. Haideți să ne gândim în 2024 câte modificări a suferit salariul minim pe economie. Noi în 2023, vă dau un exemplu, ne-am negociat contracte pe 2 ani de zile cu partenerii noștri de afaceri, care au avut undeva la bază un calcul și vis-a-vis de minimul pe economie. A fost depășit? A fost depășit. Predicția este depășită? Este depășită. Atunci când mergem la clienți, trebuie să renegociem. Este, la rândul lui, clientul e un privat. Care resimte presiunea care și resimte. Opune rezistență, este evident, pentru este că evident, e din bani. Este evident. Și atunci noi diminuăm profiturile sau le aducem către zero. Suntem constrânși de relațiile contractuale. Și atunci pentru ce mai muncim? Atunci pentru ce muncim? Asta era întrebarea. Pentru ce mai muncim? Dacă nu avem predicție pe zona asta, nu. Efectiv, dacă eu o firmă sănătoasă, o companie cu un management sănătos, își face un business plan pe cel puțin 2 ani de zile, nu mai puțin de 2 ani. Idealul e undeva între 4 și 5 ani. Eu nu pot să fac acum o previziune apropiată de realitatea pe care o vom întâlni peste 5 ani, pentru că nu știu câte modificări legislative vor surveni. Uite, dacă îmi permiteți, o să citez din România Liberă un articol care a apărut în urmă cu o oră. Majorarea salariului minim la 4.050 de lei stârnește tensiuni între sindicate și patronate, pentru că în timp ce sindicatele susțin această măsură, patronatele o consideră o povară financiară pentru companii într-un context economic dificil și marcat de productivitate scăzută, una dintre cele mai mici chiar din Europa. Da, e drept. Pe de altă parte, trebuie să ne asumăm că nu în toate statele din Comunitatea Europeană există acest minim pe economie, dar în cele care există, nivelul lui este sensibil mai ridicat decât nivelul pe care noi îl avem la momentul ăsta în România. Ăsta e un lucru pe care trebuie să-l acceptăm. Dar, ok, eu ca și antreprenor pot accepta că pe rata de inflație, pe tot ce se întâmplă în mediul economic la momentul ăsta, este necesară o măsură de genul ăsta. Dar haideți să venim complementar și cu alte măsuri. S-a scos din vari motive posibilitatea de a avea contracte part-time. Sunt foarte multe business-uri care sunt legate de un interval scurt de timp pentru angajat. Și vă dăm un exemplu, în zona de clean, în zona de evenimente. Corect. Unde evenimentele sunt, așa bine cum știm cu toții, sunt în weekend. Eu am nevoie de, nu știu, 20 de ospătari la un eveniment. Uh-huh. Eu nu pot să îi țin angajați 168 de ore când ei împrestează în realitate undeva, nu știu, 20-30 de ore. Și atunci e o povară în plus pentru noi. Haideți să revenim cumva sau să găsim o cale legală prin care să readucem în prim plan plata la oră. Dacă ne ducem către Europa, toate că există acest minim pe economie, o să vedem că și în zona de transporturi, în mod particular, pentru că activez în zonă, toate veniturile salariale sunt raportate la salariul mediu pe oră în statul respectiv. Și pe Franța, și pe Germania, și pe Olanda, și pe Austria, toate țările. Atunci, de ce nu facem și noi un lucru de genul ăsta? Ok, open, totul deschis, contract deschis pe 4 ore, pe 5 ore, controlabil, nu este muncă la negru, corect, nu este absolut nimic. Acceptăm orice lucru de genul ăsta. Dar dumneavoastră ați spus de minim pe economie, dar haideți să vedem că în aceeași știre cred că apare și faptul că se va mări TVA-ul, că se va dubla procentul pe dividende. Spune Ion Roman, președintele patronatului întreprinderilor mici și mijlocii din Vrancea de data aceasta, citez, sindicatele se bat degeaba pentru că dacă n-ai de unde să plătești, să plătească ei, să-și facă firme, să vadă cum este. Dacă se mărește salariul minim cu 200-300 de lei în foarte multe domenii, ce facem? Oricum firmele mici au început să închidă, chiar și firmele mari. Oamenii vor închide sau vor reduce activitatea și vor recurge la concedieri. Este ce mai la îndemână? Cum facem să ne trezim? Ori să se trezească când... Păi cum? Când nu o să mai fie locuri de muncă? Nu.
discuțiile sunt destul de simple. Ei încearcă să construiască la momentul ăsta, suntem pe final de an, categoric se lucrează la bugetul pe anul viitor. Se construiește pe niște date pe care INS-ul le pune la dispoziție la momentul acesta. Se fac promisiuni, se fac previziuni care nu se vor mai regăsi în 2025. Dacă 10% din IMM-uri sau din firmele foarte mici se vor închide, firmele alea duc foarte mult la buget. Dacă TVA-ul se va mări, s-ar putea să avem surpriza să descoperim că vom încasa mai puțin decât încasam acum cu 19%. Pentru că, într-un fel sau altul, nu e cazul meu în mod particular, dar în mod sigur se vor găsi oameni care vor încerca să eludeze plata lui. Cred că s-ar putea să mă înșel și nu vreau să spun prostii, dar parcă domnul Ponta a spus la un moment dat că atunci când a micșorat TVA-ul, a avut încasări mai mari la bugetul de stat. Categoric da. Categoric da. Și atunci ce nu se vrea? Că bănesc acolo specialiștii la masă, care este ideea? Ideea este că matematic discutând, un procent mai mare aduce o sumă mai mare. Punct. Aici se termină logica. Logica. Logica cuiva. Logica cuiva. Okay, în ideea înțeles. În care toată lumea va plăti TVA-ul la timp și va-l plăti corect. Ah, și ne place doar să dăm bine pe hârtie în continuare, bine că pe nivelul hârtie, de trai scade. În 2025 alegerile vor fi încheiate, guvernul va fi în funcție și atunci memoria colectivă e cumva scurtă, în următorii 4 ani o dregem noi cumva. Haideți să ne uităm un pic la poveștile pe care ne le spune actualul primul ministru. Că în 7 ani se va reduce deficitul bugetar, că în 7 ani vom face, vom crește, vom ajunge la 3,5. Să mai trăim în România. Pentru că o să avem și am destul de mulți cunoscuți care caută soluții să-și mute business-urile în afara României. Da, am auzit că încearcă și că în Dubai, că în alte țări, că în Cipru, că în orice, nu neapărat în paradisuri fiscale, dar în niște țări europene care oferă niște condiții mai bune. Și până la urmă, antreprenorul asta e menirea lui, să-și creeze un business din care să trăiască și să aibă... Noi oricum suntem ușor pe dos, adică noi nu luăm nici ce avem de luat de la mari jucători de pe piață, marile companii, le-am dat la reduceri și deduceri și... Adică banii noștri stau în alte state, vezi, Austria, pentru cine știe... Stau în statele care, culmea, ne blochează accesul în Schengen. Nu e interesant? Este foarte interesant. Păi și interesant. Noi de ce stăm așa? Pentru că avem portul Constanța care nu crește și care ar putea fi, mai ales acum cu încheierea lucrărilor de infrastructură rutieră, ar putea fi o explozie economică, efectiv o explozie. Pentru că se va lega toată Europa pe cele două coridoare. Da, dar cred că strică jocurile făcute înainte. Adică dacă există o explozie, există alții care o să dispară în explozie. Da, pentru că dacă ne uităm un pic pe harta globală, o să descoperim că pentru toate importurile din China, și haideți să recunoaștem că cea mai mare parte din mărfuri vine din China, va fi mult mai simplu și mai puțin costisitor să vină în Constanța decât să meargă la Amsterdam. Atunci se creează o problemă. Asta e prima problemă. Iar a doua problemă, haide să nu ne pitim, este vorba de OMV și de statul austriac, care efectiv doar încasează de la noi. Noi nu mai avem absolut nimic, niște redevențe și alea destul de mici. Dacă ajungeți în Parlament, care sunt problemele, primele, nu știu, două, trei probleme pe care le-ați... Eu îmi consider întotdeauna că e bine să facem fiecare dintre noi ceea ce credem că ne pricepem mai bine. În afară de problemele sociale inevitabile pe care va trebui să le purtăm împreună cu noi în Parlamentul României, prin pregătirea pe care o am, m-aș axa foarte mult pe zona de infrastructură rutieră și pe zona de transporturi, unde cumva am o experiență de mai bine de 20 de ani și unde cred că sunt în apele mele. Mizați pe energia verde și pe transportul eco-bio verde pal, acum am fost sarcastică și ironică, dar la modul sincer sunt un ecologist prin definiție. Suntem, dar eu chiar sunt. Eu cu chiar ce combustibil funcționează camion? O să rămâne surprinsă. Nu funcționează doar cu carbon. Păi nu funcționează, dar cum facem cu, nu știu, cu puncte de încărcare? Cum facem cu restul? Cum aici, facem? Aici ar putea interveni experiența mea și ce aș putea să fac eu în Parlamentul României în a dezvolta această rețea. Camioanele electrice există, camioanele hibride există. Există camioane cu LPG.
noi avem în flota noastră astfel de camioane. Haideți să vă spun un secret. În marile orașe din Italia, distribuția pe plan local e un lucru care m-am luptat și în 2020. Se face doar cu autovehicule, autocamioane eco, cu amprentă de carbon zero, deci ori electrice, ori pe LPG. Păi și cum face cu prețurile? Nu, prețurile să știți că sunt aceleași. Ok, prețul de achiziție. Statul susține achiziția. Sperăm să susțină. În Italia, discutăm de, facem o comparație. Uh-huh. În Italia statul susține achiziția de altfel de autovehicule. Și atunci cumva sunt ajutat să intru în piața respectivă pe de o parte. Pe de altă parte, tot statul italian blochează accesul în marile orașe pentru distribuția pe plan local decât cu astfel de autovehicule. Și pe timpul nopții, nu pe timpul zilei. Pentru că dacă mergem în centrul Piteștiului, o să ne blocăm acum de tot felul de mijloace de transport mărfuri care fac distribuția pe punctele de distribuție locale. Nu este normal. Știți ce mi se pare interesant? Uite, vorbeați de stat, că statul italian susține. În ceea ce privește mașinile mici electrice, noi avem cea mai mare scădere în ceea ce privește vânzarea de mașini. Da, 37%, pentru că voucherul acela de la Rabla a scăzut de la 10.000 de euro, dacă nu mă înșel, la 5.000. Verific imediat. Cred că erau 10.000 de... De lei, să fii frumos? Nu, era mai mult. Era parcă, nu mai rețin exact. Oricum a scăzut la 37% vânzarea de vehicule electrice. Este absolut normal, pentru că prețurile pe plug-in hibrid, pe mild hibrid, pe full electric, prețurile de achiziție sunt foarte mari, nu sunt greu de susținut de publicul larg și de companii. Și atunci acea subvenție care venea din partea statului era binevenită. Era, dar uite că se taie. Apropo de susținere. Sperăm că odată cu nou guvern se vor mai schimba. 25.500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric și era 10.000. Era 10.000. Iată că a impactat. Deci cât ne ajută statul, uite că funcționează. Cât nu, iată că nu mai funcționează. De aceea și implicarea statului să vină în ajutorul la antreprenorilor cu ceva, nu doar cu taxe și impozite. Haideți să ne amintim că atunci când s-au lansat în piață foarte puternic aceste mașini electrice sau plug-in, erau punctele de alimentare, erau gratis, mare parte din punctele de alimentare erau gratis. La momentul ăsta nu mai există, nu cred că mai există nicio... Plus că nu prea au mai apărut noi, prea multe. Nu mai sunt foarte puține. Nu sunt suficiente. Sunt foarte puține, în general sunt în spațiile, în zonele comerciale, sunt câteva și pe în centrul Piteștiului care bănuiesc că sunt ale administrației locale. Eu personal folosesc doar mașini plug-in hibrid, nu mai folosesc doar pe carburant. Am stații de încărcare și acasă și la zona de birouri, dar nu toți suntem atât de fericiți, pentru că închipuiți-vă că pe o scară de bloc sunt 7 posesori de autovehicule electrice. Unde le vor încărca? Vom vedea cabluri atârnate pe geam pentru fiecare. Vedeți, probabil aceasta îi descurajează pe mulți. Categoric, nu ideea în sine de... Și nu neapărat subvenția și faptul că nu au o infrastructură, pentru că omul folosește mașina... Dar se frică să nu rămâi în drum. Folosește mașina, nu are unde o încărca. Atunci când ai varianta ajutătoare, carburantul fosil, ok, nu e nicio problemă, dar când ești full electric e o mare problemă. Păi am văzut iarna se descarcă mai repede. Da, și iarna și vara. Nu am văzut pe autostradă, tras frumos pe dreapta și era într-o situație. Cine îi ajută? Și acolo cum faci? Că nu te duci cu bidonul. Cum se rezolvă o astfel de situație? Da, chem tractarea? Tractarea sau cum? Generator? Alți cum bani, mai vedem pe TikTok? Altă tot felul distracție. De... Da, nu, din deci ar trebui să se dezvolte și zona aceasta. Este o zonă pe care în prima etapă administrația a părut că e interesată. Eu vorbesc de administrația locală la momentul ăsta. A fost interesată cumva de ea, după care cumva s-a lăsat în planul 2. Mai vedem pe la știri că prin niște sate uitate de Dumnezeu pe nu știu unde, primarul a accesat niște fonduri și a făcut o stație de încărcare electrică, dar acolo sunt 3 mașini toate în sat și niciuna electrică. Acolo bine era așa că a vrut. Da. Adică bine că a vrut. Au fost niște fonduri și au apelat la bine ele. Bine că le-a accesat, ce să mai zicem. Altă problemă vis-a-vis de proiecte și de ce ne propunem noi, faptul că nu reușim să facem o absorbție corectă a fondurilor europene, este o mare problemă. Și aici intervine pregătirea și calitatea oamenilor care sunt în zona de... Dar ne este teamă să angajăm oameni capabili?
Pentru că sunt oameni care știu cum se face o hârtie. Până la urmă despre hârtie și despre chichițe este vorba și să știi legislația, să fii rodat, ai început de undeva, te-ai îmbunătățit, ok, te angajăm sau consultanță, nu știu. Eu consider, nu știu, poate greșesc. Cred că varianta cea mai corectă este varianta în care avem o consultanță externă, o consultanță bine plătită, dar sunt convins că mai ieftin decât 7 angajați într-un birou care nu produc un dosar pe an. Da, și se mai întâmplă, spun anumite persoane, că în anumite ședințe au venit cu proiecte date copy-paste din comune, din alt județ, să spun așa. Sunt convins că se face, se practică chestia asta, dar nu neapărat adică că e un lucru rău. Adică că suntem 7, nu ne uităm nici la ce dăm copy-paste. Nu neapărat că este un lucru rău. Că și-aș prelua un model, dar măcar citește-l în puii mei. Da, asta sunt corect. Da, e jignitor la un moment dat să stai într-un birou și să nu-l citești. Categoric. Dacă un proiect e bun, ok, haideți să-l facem. Nu consider că cineva are un patent și gata, nu trebuie să-l mai folosim. Dar, repet, să fie bun și să fie dus până la capăt. Aclama acum în campanie că facem, că vom face. Eu am mai discutat și în campania de la alegerile locale. Eu am o frustrare vis-a-vis de sistemul de colectare a apei din municipiul Pitești. Memoria colectivă e scurtă. Noi am uitat că acum vreo 4 ani de zile taxele locale, taxele în ceea ce privește apă canal au fost dublate, dacă nu greșesc. În ideea în care trebuia să se pună în practică un proiect cu fonduri europene și trebuia să avem și noi cu partea noastră de contribuție și singura soluție era dublarea costurilor, să spunem, poate greșesc, repet, dar aproape de dublu mod categoric a fost, nu s-a făcut absolut nimic, acel proiect s-a pierdut. În campania din locale s-a tot spus că nu, că s-a obținut o prelungire, că nu, e fals, nu s-a obținut nimic, acel proiect e pierdut, dar noi de 4 ani plătim ori 2 costurile. De ce? Și de câte ori plouă, ce să vezi, ne inundăm. Eu la inundațiile recente din Pitești am avut într-o săptămână de 2 ori spațiile de birouri inundate, pentru că ce să vezi, în zona respectivă nu există colectarea apelor pluviale. Și puteți face ceva sau doar vă uitați când se întâmplă? Da, am investit banii noștri, am înălțat niște diguri de protecție, pot să le spun până la urmă, să nu ne mai inunde apa. Deci banii personali. Banii personali. Dumneavoastră sunteți un caz fericit, pentru că sunt alte persoane care nu își permit să facă astfel de investiții. Da, când pierzi toată aparatura electronică, când se distruge absolut tot ce ai în birourile, de la electronică până la, nu știu, pardoseli și tot ce mai ai pe acolo, nu e o situație prea plăcută. Sau când stai cu apa până la genunchi și afară plouă. Pentru că știți foarte bine și cum este o țară ca în afară, de exemplu în Italia. Ce ați văzut de-a lungul activității dumneavoastră cu partenerii italieni care v-a surprins în mod plăcut? Administrația, ca bune practici. Eu am locuit câțiva ani buni în Italia și întâmplarea a făcut că locuința mea era fix lângă primăria din localitatea respectivă. Foarte puțini, foarte puțini angajați în interiorul primăriei. Extrem de puțin, îi numărai pe degete. Oamenii știau foarte bine ce au de făcut. Oamenii erau cunoscuți, acei 5-7 oameni câți erau în primărie, erau cunoscuți de toată comunitatea și fiecare membru din comunitate știa exact pentru ce e consilierul, pentru ce este secretara, pentru ce fiecare din oamenii de acolo. Și oamenii trăiau lângă comunitate, se implicau. Dacă o mașină, vă dau un exemplu, o mașină era parcată pe un loc nepermis, Nu venea poliția locală sau altcineva să te atragă atenția. Unul din vecini, unul din oameni te anunță atenția, ai făcut o greșeală, te rog, ia-o de acolo, că ne creezi probleme. Adică, sau îți creezi probleme, cel puțin te anunțau. Este un grad de educație mult mai... Păi și nu ce ne lipsește, noi unde am rămas din acest punct de vedere? Păi am rămas la roșu. Atât timp când nu avem educație, că ne întoarcem acum pe zona de educație, atât timp când nu avem educație, suntem oameni cu pregătire mai slabă. Suntem ușor de manipulat. Suntem săraci și mai puțin educați. Suntem ușor de manipulat. Uitați-vă că acolo, în orașele mari din România, unde cumva această administrație roșie a fost dată la o parte, sunt centre universitare mari, sunt zone unde s-au făcut investiții din Europa, oamenii au schimbat mentalitățile și au înțeles că nimic împotriva celor de la Partidul Social Democrat. Absolut nimic. Sunt oameni de foarte mare calitate și acolo. Dar overall,
puși toți la un loc, încearcă să mențină nivelul cât mai jos pentru a putea fi controlați. A putea fi controlați unde? La vot. Haideți să ne educăm, haideți să schimbăm educația, să schimbăm școala. Școala este un subiect delicat pe care l-am dezbătut cu mai mulți specialiști care au stat fix pe scaunul dumneavoastră. Este, școala românească este greoaie, este menită să înveți pe de rost, nu formează gândirea critică, pune presiune pe copil și în secunda în care s-a încheiat această pregătire, a dus la bun sfârșit ciclul gimnazial, liceul, Doamne ajută și facultatea, în secunda în care se vede angajat, nu mai are disponibilitate de a lucra în direcția asumată în secunda în care a semnat acel contract de muncă, pentru că i s-a luat deja. Pe parcursul și nu-i cere nimeni nici creativitate și nu-i cere nimeni nicio opinie, adică să simtă, să-l valorizezi, de fapt. Nici mediul privat nu mai valorizează foarte mult zona de pregătire școlară, pentru că inevitabil noi realizăm că e inutil acea diplomă cu care tinerii încerc să vină la interviuri. Pe parcursul celor 10 ani, 11 ani de când sunt aici în România, manager la firmă de transport, mi-au trecut prin mână, ca să spun așa, peste 100 de tineri pe care i-am luat de la zero, i-am pregătit într-o meserie frumoasă și mai trebuie să mai târziu fiecare și-a văzut de drumul lui. Niciunul dintre ei nu avea experiență în domeniul respectiv. Cei care aveau un minim de experiență, să aveau o pregătire pe zona de transporturi rutiere din universitate, nu puteau aplica nimic din ceea ce învățaseră la școală. Pentru că acolo e o teorie seacă. Nu concordă ceea ce ei primesc ca și informații, ca și educație. Practic, școala nu s-a updatat pentru 2024, ce se întâmplă în piață și predă după ce se întâmpla în 80, 90 și poate un caz fericit începutul anilor 2000, dar 25 de ani se schimbă lucrurile. Nu, și am mai avut un, e mult spus, șoc, dar până la urmă cam asta e. Timpul mi-a permis pentru puțin să merg la o ședință cu părinții pentru fiica mea de 13 ani. Și la un moment dat, în cadrul discuțiilor cu câțiva dascăli pe care ei îi aveau deja în ciclu, în clasa 5-a fata, în a 6-a, scuze, una din doamnele profesoare spunea: doamne, nu știu cum să mă comport. Mi-a fost foarte greu să mă abțin. Să spun: doamne, dacă nu știți cum să vă comportați, înseamnă că nu vă știți meseria. Generația asta de clasa a 6-a pe care dumneavoastră trebuie să o gestionați acum, dacă facem o întoarcere în timp, este generația mea, să spunem, de clasa a 10-a, 11-a. Lucrurile au evoluat, copiii ăștia nu mai sunt copiii aia pe care îi știam noi. Da, și pedagogia se face după cartea veche, în care trebuie să fii autoritar, să cerți, să ții mâinile la spate, exact, și să-i spui cum ai intrat să nu mai respire. Să rămână doamna. Profesorul, să rămână doamna și liniște. Exact despre asta era discuția. Nu există flexibilitate, un mediu relaxat în care să primească informația, nu țin cont de faptul că atenția poate fi susținută 15 minute maxim la un copil adolescent, chiar și la un adult. Să știți că sunt, eu discut destul de des cu fiica mea și sunt dascăl care au această calitate de a se abdata și culmea că nu neapărat tineri. Sunt dascăli care au o certă vârstă. Dar cred că au dragoste pentru meserie. Dragoste, asta vreau să spun. Au foarte mare dragoste pentru meserie. Și oamenii s-au adaptat la copiii pe care îi iau în gestiune. Am avut o surpriză foarte plăcută cu o profesoară de limbă engleză care o pregătește în mod particular pe fiica mea, care este o doamnă în vârstă, o doamnă respectabilă, dar care are o relație cu fiica mea pe care mi-aș dori eu, măcar pentru o zi, să o am eu cu fiica mea. Sunt mult mai apropiate decât aș reuși eu vreodată să mă apropii de fiica mea. Ferim peste faptul că e domnișoară, eu sunt bărbat, e altă... Deci e interesant ce spuneți. Această dedicare pentru meserie a dus-o la a înțelege că trebuie să se deschidă. Înainte era o rușine să te lași la nivelul copilului. Să-i vorbești pe limba lui, să folosești termeni pe care îi folosesc. Ați văzut că ei iau multe termene, sunt pe TikTok, au alt limbaj. E complet diferit. E complet diferit. Iar puținii dascăli care au înțeles că totuși s-au schimbat copiii cu adevărat, au ajuns să folosească și cuvinte, chiar dacă poate părea amuzant în ochii celorlalți adulți sau neapărat colegi de catedră. Știți că există prejudecăți și acolo. Prejudecățile ne cam ucid. Asta e realitatea, că nu trecem dincolo de acele prejudecăți. Încă mai... Apropo de... Haideți să trecem în zona de politică.
Vă rog. Foarte, foarte mulți oameni. Dacă întrebăm, de exemplu, unul din candidați, fără să nominalizez, la președinția României, să-mi spună și mie ce înseamnă NATO. Este o abreviere. Și să-mi spună, nu mie personal, pentru că eu am fost cadru militar și eu știu. Eu m-am ajutat la intrarea României. Vedeți de ce nu ne-a spus de la început această calitate? Că totuși e important. Da. Această disciplină pe care vă oferă meseria de militar. Cumva, da. Cumva, categoric, da. Am curat să pariez, dar la un quiz așa, nu, ca să se documenteze înainte, că foarte mulți din candidați, cu excepția domnului Joana, care bănuiesc că a aflat cât a fost acolo la NATO, ce înseamnă NATO, nu vor ști. Foarte mulți dintre candidații la președinția României nu au citit Constituția României sau nu știu ce prerogative are președintele României. Dar știu ce jură când jură pe Biblie? Nu știu, nu sunt convins. Eu m-am uitat la... Iertați-mă... Știți că ne-au mai dat colegii noștri un minuțel, vă rog. Ok, m-am uitat la programul de guvernare, că nu poate să fie un program de președinte al domnului Ciolacu. Pe dumnealui nu a citat nimic acolo din prerogativele președintelui, el a citat din prerogativele primului ministru. Să ne înțelegem, să ne hotărâm ce vrea. Președinte sau prim-ministru? Cred că fiecare citează ce poate ca să dea bine la public. Eu vorbesc din perspectiva comunicării, nu din altă perspectivă. Eu vă urez succes în cursa dumneavoastră pentru Parlament. Sper să fie un drum cu folos, indiferent de rezultatul pe care îl obțineți. Și vă mai așteptăm în studio, pentru că se pare că aveți multe de punctat și oferiți o nouă perspectivă liberală asupra județului nostru. Va trebui să vă aplicați cu foarte mare atenție asupra echipei și o să vedeți că noua echipă a PNL Argeș pentru aceste alegeri este complet schimbată, oameni noi, cu viziuni noi din toate domeniile. Mulțumim pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Până una alta, eu sunt Andreea Trandafirescu. Mulțumesc, sper că v-am fost de folos și că informațiile sunt potrivite pentru dumneavoastră. Toate cele bune!